Turcia trimite arme Ucrainei pentru a o sprijini în războiul declanșat de Rusia, o mutare cu totul surprinzătoare, ținând cont de faptul că președintele Erdogan era văzut ca un apropiat al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Ucraina urmează să primească mai multe rachete Stinger și Javelin din străinătate, precum și un alt transport de drone turcești, potrivit ministrului ucrainian al apărării Oleksii Reznikov, potrivit The Guardian. Salutare dragii mei, Turcia se implică și mai mult în ajutorul oferit Ucrainei, Turcia trimite arme Ucrainei, dronele turcești au făcut ravagi în rândul trupelor Rusiei, fosta aliată a lui Erdogan. Bineînțeles la un nou material, Hai să vedem împreună ce se întâmplă cu dronele turcești trimise în Ucraina și cum de-a făcut Erdogan această manevră politică ieșită din comun, având în vedere că celebri analiști militari, americani cât și cei occidentali, au considerat în tot acest timp, sau cel puțin de înainte ca invazia să pornească în Ucraina, că Turcia este un aliat al... Rusiei, sau pur și simplu că Turcia va încerca să mușamalizeze uh, această apropiere față de Occident și să o dea spre Rusia, dar lucrurile s-au dovedit a fi invers. Menționăm că am vorbit săptămâna trecută și despre faptul că Turcia a blocat foarte multe nave militare uh, rusești în zona Mării Sale. Haideți să trecem la material. Ajutorul pe care îl primim este în creștere, numărul țărilor care oferă această asistență este în creștere, chiar și cei pentru care acest ajutor a fost considerat imposibil se alătură. Urmează să primim mai multe rachete Stinger și Javelin, a spus Reznikov. Din ce în ce mai multe țări furnizează arme Ucrainei, iar decizia turce de a se alătura acestora este surprinzătoare, ținând cont de relația apropiată dintre Erdogan și Putin. Turcia a avertizat Rusia să nu invadeze Ucraina. Evident, asta la începutul invaziei acum aproape un an. Turcia deja furnizase în toamna anului trecut 12 tone Bayraktar TB2 Ucrainei, arme deosebit de sofisticate care s-au dovedit decisive acum în războiul contra Rusiei. O singură astfel de dron a distrus convoaie militare întregi încetinind invazia Rusiei. Turcia, care este membru NATO, are relații bune atât cu Chievul cât și cu Moscova, dar se opune politicilor Rusiei în Siria și Libia, precum și anexării peninsulei Crimea de către Rusia în 2014. Erdogan s-a oferit să medieze între Moscova și Kiev, dar avertizat Rusia să nu invadeze Ucraina. Ulterior Turcia a anunțat că va decide ce fel de navă de război va mai putea intra în Marea Neagră prin strâmtoarea Bosfor, lăsând astfel de înțeles că va bloca accesul Rusiei, ceea ce a și făcut. Dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Ucraina și Turcia a contribuit la consolidarea forțelor armate ale celor două țări, a recreat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după o convorbire telefonică cu omologul său turc Erdogan, relatează agențiile de presă Reuters. În afară de cooperarea militară, cei doi lideri au abordat în special problema consolidării securității la Marea Neagră, transmite publicația online Ucrainska Pravda, citând un comunicat al președinției de la Kiev. Vladimir Zelenski și Rache Perdogan au făcut un schimb de opinii cu privire la situația în materie de securitate în regiune, precum și inițiative destinate sporirii securității în regiunea Mării Negre arată textul, care sublinează că a fost evocată de asemenea implementarea unor proiecte importante pentru cele două țări în domeniul construcției de avioane și dezvoltării forțelor navale. Zelenski l-a informat pe Erdogan despre începerea producției în serie aeronave de transport AE-178 și a invitat Turcia să se alăture clienților acestui avion părțile au discutat probleme de interacțiune în sectorul energetic, printre altele și modalități de diversificare a aprovizionării cu energie conform Ucrainska Pravda. Președintele ucrainean a apreciat foarte mult sprijinul Turciei pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, precum și implicarea intensă în activitatea noului mecanism internațional, platforma Crimei, se mai afirmă în comunicatul administrației prezidențiale de la Kiev. Potrivit acesteia, Zelenski a ridicat problema eliberării cetățenilor ucraineni care sunt reținuți ilegal de către Rusia, transmite Ager Press. În marja cooperării cu Turcia, Ucraina a achiziționat și desfășurat drone turcești în conflictul cu forțele separatiste susținute de Rusia în Donbass, regiune din estul țării, ceea ce a provocat protestul Moscovei, amintește Reuters. În special, Kremlinul a acuzat Kievul la sfârșitul lunii octombrie de încălcarea acordurilor de la Minsk după anunțul armatei ucrainene privind distrugerea cu o dronă Bayraktar TB2K de fabricație turcă a unui tun din epoca sovietică de tip D-30, ce era operat de forțele separatiste proruse pentru a determina pe rebeli să înceteze focul mișcările de trupe rusești ulterioare la frontiera cu Ucraina au stănit îngrijorarea Occidentului, notează Reuters. Zelenski a remarcat aprofundarea parteneriatului Ucrainei cu Turcia într-un mesaj pe Twitter. Acesta a contribuit deja la consolidarea forțelor armate ale țărilor noastre. Așteptatul acord privind comerțul liber va contribui la creșterea economică. Între cele două state, afirmă președintele ucrainean în același text. Cu ocazia acestei convorbiri au fost discutate teme și probleme regionale, precum și aspecte menite să îmbunătățească relațiile turco-ucrainene, a menționat administrația președintelui Erdogan, potrivit Ukraine News care a citat publicația turcă Daily Sabah. Această convorbire telefonică între Zelenski și Erdogan, conform agenției de presă Ukraine News, a avut loc în contextul avertismentelor făcute recent de Statele Unite ale Americii. Totodată, secretarul general Ian Stolberg a avertizat Rusia să înceteze orice acțiune pe care o face fix acum în Ucraina, unde în ultimul timp lucrurile continuă să escaladeze. Uniunea Europeană și NATO și-a exprimat anterior mai multe rânduri îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de trupe pe care continuă să intre în Ucraina. În acest context, Suedia s-a declarat favorabilă trimiterii unei misiuni a Unii europene de instruire militar în Ucraina, conform unei afirmații făcute de Ministrul Apărării suedez, transmisă presei printr-un purtător de cuvânt al Ministerului. Este necesară o Uniune Europeană puternică pentru a promova pacea și securitatea pe fondul situației actuale pe plan mondial, a afirmat același purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Suedez, adăugând că misiunile de pregătire militară ar putea ajuta țările care se confruntă cu situații dificile în materie de securitate. Suedia a susținut eventuala trimiterea unei misiuni a Uniunii Europene de instruire militară în Ucraina în sprijinul programului de reforme al Chievului atunci când această propunere a fost discutată, a mai mintit acesta. În alte știri, un bloc din Moscova este o adevărată casa spionilor, deoarece mulți agenți ruși au apartamente acolo, arată o investigație de presă. Această informație a ieșit la iveală după anchetarea a doi cetățeni ruși, soț și soție, care au fost arestați recent în Suedia pentru spionaj. Procurorii suedezi le-au dezvăluit identitatea, iar investigatorii au început să caute informații despre ei și au descoperit că cei doi aveau și un apartament într-un bloc din Moscova. În aceași clădire locuiesc unul dintre suspecți în cazul otrăvirii cu un obicioc, un general de contrainformații militare, care conduce o unitate specializată în asasinate la comandă și un alt general care coordonează campanii internaționale de dezinformare. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Voi ce părere aveți de ajutorul oferit de Turcia? Eu consider cel puțin că Turcia este un pilon foarte important în uh, tot acest proces geopolitic, în uh, ceea ce privește evident invazia Rusiei în Ucraina. Uh, și sincer să fiu, uh, chiar, este, chiar este destul de, sur de surprinzător că Rusia a susținut Ucraina de la începutul invaziei rusești din 24 februarie, pentru că acest lucru s-a întâmplat chiar după câteva zile, atunci când a fost prima dată când Turcia a început să trimită ajutor militar și anume echipamente militare în Ucraina. Voi ce părere aveți? Nu uitați că venim cu cele mai noi informații despre conflict. Ne auzim cu noi clipuri, rămâneți aici pe canal și vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți, dragii mei.